Salut, eu sunt Lucifer și bine v-am regăsit la un nou episod. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea de început și să vă spun că am fost foarte plăcut surprins. Pe lângă asta, vreau să le mulțumesc prietenilor care m-au ajutat pe social media, pe Instagramul meu, da? Știți ce urmează, nu? Follow la mine pe Instagram! El este Instagramul meu. Împrieteniți-vă cu el apăsând pe butonul de follow. Revenind la subiectul de astăzi, în acest episod voi face un portret digital. Deci, acest episod nu va fi un vlog și fac acest episod pentru că îmi doresc să vă obișnuiesc cu tipul de content pe care îl vom avea pe acest canal de YouTube. Portretul digital de astăzi este făcut pentru prezentatorul Stax TV. Ce este Stax TV? Păi, este un canal de YouTube unde veți găsi un car show, cred că e bine să-i spun așa, și veți găsi tot felul de chestii acolo despre mașini, povești ale mașinilor modificate și tot felul de chestii interesante. De ce aleg să-i fac un portret lui Daniel, prezentatorul Stax TV? Îi fac un portret digital ca un semn de apreciere și mulțumire pentru alungarea unor momente plictisitoare de ale mele. Și oarecum îl consider un om special pentru că reușește să mă țină cumva în prinză la fiecare episod de-al lui și chiar dacă durează o oră, eu mă voi uita o oră la acel episod pentru că te prinde. Este un om foarte dinamic și nu ai timp să fii plictisit, să nu știu care e explicația, dar îmi place să mă uit la emisiunea lui. Da, chiar îmi place. Și pe parcursul videoclipului o să comentez ceea ce fac. Îmi aleg tonurile pielii, în general le aleg pe cele de pe poză direct. Voi alege câteva culori de pe ochelari. Voi folosi albastru ăsta închis, albastru ăsta mai deschis, ăsta. Iar mai sunt niște reflexii mov pe aici, observ. Cred. Ok, cam astea vor fi culorile pe care le voi folosi. Și în general încep așa. Fac un folder în care voi pune fața. În acest folder pun un layer și spun culoare bază. Și acum încep să fac un contur al personajului. Acum voi începe cu culoarea mai luminoasă, culoarea de mijloc. Nu. Așa, cam astea sunt lumine pe care am vrut să le pun, dar nu știu dacă să le numesc exact lumini. Vom face un layer nou. Am ales să mai pun o culoare cumva de mijloc, fiindcă mi se părea foarte dur să trec la această culoare, de exemplu aici. Așa, cum îi vom da fill patch. Deci în momentul de față avem ceva de genul. Nu sare foarte tare în ochi, dar cred că este observabilă. Acum voi trece cu cea mai întunecată. Și în general pe asta o pun fix deasupra layer-ului cu culoarea de bază. Deci ideea asta că o să mai adăugăm în negru, cum ar fi în zona ochiului, sprâncenele și barba. Ok, revenim imediat. Cu barba am vrut să o fac în două de astea ca să-i dau cumva arăt unde e mai închis, unde e mai deasă așa. Am ales să fac așa, dar mi se pare că ăsta e prea deschis, deci o să intru aici și o să o aduc la o culoare mai asemănătoare. Cumva așa, cred că e ok. În momentul de față mi se pare ok. În momentul de față arată ca o mintă păroasă, dar e faza că mi-a trebuit doar forma de pe deasupra, deoarece are ochelari și când vei face ochelarii o să șterg astea. O să fie cumva acoperite. Să trecem la ochelari. Eu zic că asta ar fi ok acum să facem ochelarii. Începem cu la fel cu o culoare de bază, cea mai zic eu asta, e o culoare de bază. Fața o desinectăm. Și aici trebuie să avem grijă fiindcă trebuie să-i dăm volum să arate la ceva 3D, eu știu.
Avem și ochelarii construiți, forma lor construită. Îi vom da un fill patch, dar nu face saturare. Fill patch, color. Și am zis că selectăm. Pare să fie un gri albastru, ceva. Îi facem așa. E ok. Cam asta e forma lor. O să fac aici un preview. Și chiar, în momentul de față vedeți că trec de multe ori peste multe etape, adică nu arăt pas cu pas cum fac fiecare contur, fiecare de asta, pentru că ar dura foarte mult videoclip. Și mă gândeam, dacă ați vrea să facem live-uri, probabil săptămânale sau de 2, 3 ori, 4 ori, nu știu de câte ori am timp, să fac live-uri pe YouTube în timp ce fac lucrurile astea. Nu sunt foarte sigur dacă ați fi interesați, nu sunt foarte sigur dacă v-ați uita, deci vă aștept părerea voastră în comentarii despre live-uri. Acum voi face exact ca la celălalt. Asta e baza. Voi face întunecat, luminos și lentilele. Dar lentilele cumva vor sta sub, nu știu, voi vedea. De momentan lentile. Deselectăm fața, deselectăm baza. Baza e cam asta. Acum luăm părțile cele mai întunecate. Acum peste, am scris întuneric, nu știu, peste ăsta vom da fill cu negru, black. Îi dăm delete patch. După cum vedeți am făcut, cumva am dat o formă. Acum luăm selecția de la forma ochelarilor, dăm selectare inversă și ștergem excesul de umbre. Cum vedeți am făcut asta. Urmează să punem luminile. După care urmează să facem lentilele. După ce am mutat filmările din telefon, fiindcă mi s-a umplut memoria și mai m-am gândit cum să fac asta, mi se pare că își pierde din ideea de cum am făcut tot portretul dacă aș face lentila în felul ăsta, pentru că na, aș putea să nivelez așa și pe aici. Deci își pierde din, nu știu, din farmec, să zic eu așa. Deci cred că voi renunța la ideea asta. Și faza asta în felul următor, cred că voi face modelul ăsta, dar nu la perfecție, ceva încă să ducă cu ideea asta. Și mi se pare ok așa. Pare că are și el ceva pe ochelar. Chiar dacă e mai complet și îți fuge ochiul aici, cred că e mai ok așa. Și acum facem lentila 2. După cum vedeți, am făcut și lentila asta. Zic că se vede ok. Se pare totuși un pic angoală, dar mai văd după. Practic am terminat și ochelarii. Avem așa, ochelari și față. Acum vom trece la hanorac, că o să-l fac mai repede și după aceea la fel. Nu o să facem până la umeri, să facem cumva te de sub la glugă. Și vom face în felul următor, layer nou, bază ca la celelalte și revenim după ce fac baza hanoracului. Acum facem și lumina de pe hanorac. Și arată cam așa. Acum vom face umbrele și cam ăsta e hanoracul. I-am făcut hanoracul, mai avem să-i facem fesul. Nu. Și fesul voi face cu aceeași tehnică pe care am folosit-o la hanorac. Bază, lumină, cute, chestii de genul. Și revenim după ce îi facem fesul. Am făcut baza la fes. O să schimb puțin culorile să fie un pic mai apropiate, pentru că par niște chestii camo, așa de camuflat să zic. O să dau glumina și la ciucure și după ce adaug glumina la ciucure,
o să schimb puțin culorile să fie un pic mai asemănătoare. Cam asta e și cu eticheta. Acum să vedem cam ce produs ne-a ieșit. Scoatem asta. Am uitat, nu i-am făcut buzele. Mă, dar arată bine și cu buzele astea. Da, revin imediat când fac buzele. Am făcut și buzele. Rezultatul final al acestui videoclip l-ați văzut mai înainte. Mi-aș dori să-mi lăsați în comentarii o părere despre acest portret digital ca să-mi dau seama dacă v-a plăcut și portretul și episodul. Episodul mi-a arătat mai mult că v-a plăcut prin apăsarea butonului de like, de subscribe, clopoțel, porcării, chestii de genul. Mulțumesc că v-ați uitat la mine, pa!